Ionuța Postu, Sorin Lazăr și Mariana Cristea, toți de la PSD și Andrei Neder de la ALDE sunt numele care au fost până acum vehiculate pentru ocuparea celor două fotolii de viceprimar în municipiul Buzău. Deocamdată, noul primar, Constantin Toma, nu a nominalizat persoanele cu care va lucra în următorii patru ani, dar a oferit noi detalii despre acestea. Ce vă pot spune ca să creez așa o tot. mică dilemă? Toți trei, adică și primarul și cei doi viceprimari sunt vărsători. Eh, oricum, ca să mai studiați un pic. Sărim pe, <laughs> pe CV-uri și vedem mm. unde sunt născuți consecutiv. Născuți consecutiv. După o sumară analiza datelor biografice ale celor patru persoane vehiculate, s-a constatat că dintre acestea pesedistul Ionuța Postu se află în Zodia Vărsător, fiind născut pe 31 ianuarie. La fel și Andrei Neder de la Alde, care își sărbătorește ziua pe 30 ianuarie. Constantin Toma s-a născut pe 1 februarie, ceea ce face ca atât primarul cât și cei doi viitori viceprimari să fie în Zodia Vărsătorului. În aceste condiții, de la anul în primăria Buzău, va fi petrecere trei zile la rând, pe 30 și 31 ianuarie, dar și 5 1 februarie